De ce Bună sunteți ziua! astăzi aici? Suntem astăzi aici, alături de patrioți din Piatra Neamț și din județul Neamț, pentru că ne pasă că în țara noastră, da, se întâmplă lucruri destul de grave și noi vrem să ieșim din Uniunea Europeană pentru aceste lucruri, ca să avem o viață normală. Și cine salvează țara nu încalcă nicio lege. Deci avem dreptul să protestăm atunci când ne sunt încălcate drepturile, libertățile și viața de zi cu zi, viața noastră normală. Mulțumesc! Dumneavoastră, de ce sunteți astăzi aici? Cred că acest afiș spune totul și Constituția, cartea de căpătâi a legislației românești, spune de asemenea totul. E necesar să aplicăm întru totul prevederile constituționale care ne apără realmente de abuzuri. Mulțumesc! Bună ziua! De ce sunteți astăzi aici? Doresc să protestez împotriva implementării sistemelor de susținere a tehnologiei 5G. Este o tehnologie nocivă, distructivă, care nu își găsește locul în România. Mulțumesc! Bună ziua! Dumneavoastră, de ce sunteți astăzi aici? Sunt aici pentru a continua protestul început în urmă câteva zile, pe care l-am continuat și ieri și pe care o să-l continuăm și sâmbătă și duminică. Și aș dori ca astăzi, spre deosebire de zilele trecute, să atrag atenția asupra faptului că digitalizarea este parte din promisiunea satanică a raiului pe pământ transhumanist. Și am să mă explic în două cuvinte despre ce este vorba. Există în lume o religie numită Terasem, la care sunt racordați toți liderii actuale ai lumii contemporane, toți cei care au preluat puterea în lume împotriva guvernelor naționale și care susțin că într-un viitor apropiat doresc să creeze o racordare a omului la tehnologia inteligenței artificiale și să downloadeze toate informațiile pe care le au despre ființa umană, adică cum ar fi, de exemplu, toate imagini, toate gândurile, tot ce pot să culeagă prin intermediul supravegherii electronice și să descarce acest fișier într-un robot sau într-o ființă cibernetică și să transforme acel robot într-o așa zisă persoană umană. Se numește transhumanist și este visul lor de a oferi lumii nemurirea fără Dumnezeu și fără ceea ce știm noi că este nemurirea, da? Dacă cei care privesc acest film pot să-l caute pe Yuval Noah Harari și află de la el că de fapt și de drept acesta este visul celor care au deturnat începând din 2020 toate guvernele lumii pentru a realiza acest rai pe pământ între ghilimele care se numește transhumanism. Și în acest transhumanism digitalizarea joacă un rol important. Toată lumea în zilele noastre vorbește despre digitalizare. Și digitalizarea merge într-un pas foarte accelerat. Unul dintre motivele pentru care se face această digitalizare este pentru a ne înregistra toate reacțiile noastre și toate datele noastre și toate lucrurile pe care noi le facem, ca într-un viitor apropiat, conducătorii lumii acestea să creeze o ființă care se semene cu noi, dar care să fie de fapt o copie și o replică și o caricatură a noastră din punct de vedere tehnologic. Pentru asta suntem aici și sperăm că lumea se trezește la ceea ce se întâmplă cu adevărat în societate în acest moment, dincolo de perderele de fond pe care le vedem și înțelege cu adevărat ce sunt lucrurile despre care se vorbesc acum. Schimbări climaterice care sunt o escrocherie, digitalizare care este exact ce v-am spus la din aur și supraveghere și toate celelalte. Sperăm că în zilele următoare, sâmbătă și duminică, lumea să reacționeze în Piatra Neamț și în țară, să reacționeze mai concertat și să fim mai mulți pentru că e momentul să ne luăm țara înapoi și așa cum a spus și colega noastră, dacă Uniunea Europeană nu înțelege că noi vrem, suntem și vrem să fim o țară suverană și independentă, atunci e momentul să ne luăm rămas bun de la Uniunea Europeană, care nu ne-a adus nimic bun și să ne vedem de treaba noastră așa cum a fost înainte de așa zisă aderarea României la Uniunea Europeană, la care poporul român nu a fost chemat să își dea cu presupusul, să își dea acordul dacă e de acord sau nu să intre în Uniunea Europeană. Realmente nu a fost acel referendum, a fost
obținut pe baza unui consimțământ viciat, cel puțin, pentru că informarea nu a fost corectă asupra obiectului referendumului, dincolo de faptul că se vehiculează și sunt dovezi, în sensul că acel referendum a fost manipulat și falsificat. A fost două zile, s-a ținut două zile. Eu eram în Iași în zilele acelea și vota oricine dorea, de câte ori dorea. Eu l-am văzut cum se desfășura în orașul Iași. Oricine vodea, mergeau cu urnele pe stradă și oricine voia, în 2003, când s-a făcut acel referendum de modificare a Constituției care s-a la baza aderării la Uniunea Europeană, oricine dorea să voteze noua Constituție care a introdus legea că legislația românească se supune legislației europene, putea să voteze în Iași și probabil în toată țara la fel. Așa cum au avut ei un mare interes, așa de și noi mai interes să ne apărăm țara, pentru că ne-am dat seama că am fost mințiți, manipulați și excrocați. Și furați. Statele vin și trec, dar popoarele rămân și trebuie să rămână. Noi, dacă ne uităm în istorie câte state au fost care au administrat teritoriul ăsta și poporul ăsta, ne dăm seama că sunt două lucruri care au rămas de-a lungul timpului în istorie. Biserica Ortodoxă, care n-a dispărut niciodată și va rămâne până la sfârșitul veacului, și poporul acesta român. Și noi pentru ăștia, pentru Biserica Ortodoxă și pentru poporul român, suntem în această zi aici. O zi frumoasă, vă așteptăm și mâine și poimâine în Piatra Neamț. Începând de la ora 3 până la ora 5. Începând de la ora 3 până la ora 5.